Prezența asociației Ridică-te și umblă la atelierul de fotografie. Lumea în obiectiv, cu ochii pe tine. Nu știu. Cum e după un an la asociația Ridică-te și umblă? Întâlnire împreună? Ni dor să ieșim. Să sperăm că să fie în fiecare lună câte o ieșire, așa, o oră, două. Și cum ți se pare atelierul de fotografie? Ai învățat ceva nou? Da, astăzi prima dată când văd așa ceva. Și sora mea a avut meseria asta, dar acum am văzut cu ochii mei cum se face, să developează un film și pozele. Interesant chiar. Ai construit această cameră? Da. Acum trebuie să o desenezi, trebuie să o pictezi? După acasă când vine, poate mi-aș și las la plăcerea ei să deseneze cum vrea ea pentru mine. Am înțeles. Da. Felice, acum e la prima întâlnire a asociației Ridică-te și umblă și la un eveniment special, așa, adică atelier de fotografie. Mă gândesc că da, te-ai mai întâlnit cu fotografie în aer liber. Da. E foarte bine după pauza asta lungă să ne întâlnim și să ne vedem împreună. Ne-a fost dor cel puțin să ne întâlnim și sper să mai fie întâlniri din astea așa frumoase în aer liber. Pentru tine, Rabona, la mulți ani, fii sănătoasă. Da, mulțumesc, accept și astăzi, dar de fapt mâine va crea împărțit la doi, adică mulți cu doi, 2-2, așa și a 2-2. Mulțumesc pentru mesajele în primul rând care le-am primit, așa mă simt foarte onorată, în același timp și emoționată. L-am tot bătut la capăt, din cunoscut că trebuie să ieșim undeva cumva. Și uite că visul tău s-a împlinit să fie prima întâlnire cu ocazia atelierului de fotografie. Îți place ceva? Ai încercat ceva aici? Da, am văzut, e foarte asta. Adică, în primul rând, mă bucur că m-am revăzut pe tot, în ghilimele. După un an de zile. Da, după un an și nu chiar pe toți, da, sunt care lipsesc. Dar, ce să zic, să fii fericită și sănătoasă. Da, mulțumesc că spui mine. Doamnă, cum e? Ați făcut... Am făcut, dar n-am desenat. Hei, desenați dumneavoastră, scrieți acasă. Un mesaj frumos. Acasă. Am timp, mai concentrat. Cum e după un an de stat în casă, după... Eu am mai ieșit, mereu cu cineva. Vă salut pe tot de pe Facebook. Bine. Care m-a urmărit. Vă pup! Așa este. E fericită că e ziua ei. Da. Da, mâine. O să trăiască tu și la mulți ani. Cum spuneam, cum este după un an? Pentru dumneavoastră. Na, bine că ne-am întâlnit. Noi am stat acolo de o jumătate de oră și am venit aici. Suntem bine. Ne bucurăm. Să fiți sănătoși și fericiți. Cu toți ne-am întâlnit. O să vine momentul. Ok. O zi bună. O zi bună. Măi, Cristi, ești înconjurat numai de oameni buni aici. Cum te simți când se reunește familia așa? Păi uite că mai împărtășim noutăți. După un an de zile, ai ce povesti? Nu înțeleg că eu am mutat lucruri sau mișcat în viețile oamenilor. Pe YouTube
Dacă doriți să vă uitați. Au produs schimbări. Din fericire nu sunt vești triste. Puțin pe Oradea, slavă Domnului, nu sunt. Ideea e că prima întâlnire înseamnă un nou început pentru Ridică de Jumlă și sperăm în noi activități și în următoarele luni. Așa să fie. Sperăm să nu ne oprească căldura. Căldura nu ne va opri, poate doar frigul. Da. E bine că aici este un loc adăpostit, că altfel ar fi foarte cald. Chiar am avut doi beneficiari care au vrut să evite. Au probleme și cu tensiunea și s-au ferit de De aici e afară. Dar le-am spus, aici este adăpost, este un loc destul de bun de întâlnire. Pentru prietenii care urmăresc emisiunea Lumea în Obiectiv, ce le-ai ura și persoane cu dizabilități care așteaptă să se reîntoarcă la Asociația Ridică de Jumlă? Le-aș dori să aibă toată încrederea că Dumnezeu ocrotește pe toți oamenii, dar în mod special persoanele cu dizabilități. Și chiar ne-am bucurat să avem mai vești bune până acum și sperăm că nu va fi nimeni afectat. Și așteptăm să... Și în continuare. Da, așteptăm vești de la Asociația Ridică-te și Umblă, filiala Oradea Bihor, de noi proiecte, pentru că sunt sper convins că persoane cu dizabilități așteaptă vești din partea ta. Mulțumim și multă sănătate și fericire în viața Asociației Ridică-te și Umblă. Așa să fie. Dacă mă aștept să vă mulțumesc, doar intrați și dați subscribe.